Ai înțeles? De ce mâncați aș purica ta mânjuri, frățiorul meu, în primul an? Te blochez, nu vreau să mai mânjuri, trăiască copiii de aici. Să rămână la copiii tăi. Te blochezi și pe tine, nu vreau să mă înjur în primul an, vă pup cu drag să vă trăiască copiii voștri. Metobaran Feri, mulțumesc din inimă, mâncați-și cu mine. Salut, Meto, salut. Vreau să vă urez eu în primul an sănătate, că asta e cel mai important. Vreau să vă urez și eu în primul an ai luat briceag? Ai luat briceag? De acolo? Da. Am bine. Am mâncat și pula ta ruse. Am intrat să mulțumesc și eu la oameni, dragia mea și pula, în familia ta și în nepoții tăi, atât cât și nevasta ta, dacă ai familie etică, rasă, copii, nepoți, dacă ai, nici nu te blochezi, te las așa să ne jură. Dacă eu intru aici să împart cu oamenii care m-au susținut tot anul, să le spun și eu la mulți ani, nimic, veniți. Încă v-aș fost să vorbiți într-un an odată, trăiască fără briceag, a început, dar... Nu, frate, m-am venit acum, am venit și am zis să nu fiu uitat nevoastră, mi-am taxiul briceag, am întrebat. Dacă era la ea, nu era la mine. Era altceva la mine. Ce vreau să vă spun, trăiască copiii voi și tot ce iubiți voi, te pup, dănuță. Așa. Feri, Daniele, te pup. Să vă dea Dumnezeu un nou an. Minte, că minte, voi fraierii n-aveți minte. Atâta. Că voi fraierii, mulți dintre voi aveți bani mai mulți ca toți șmecheri, aveți multe. De ce mă, tu ești fericit, Dani, băga mea și pula în toată familia ta și în toată rasa ta? Te prefaci tu fericit? Păi tu ce crezi, mă, că fericirea e pe telecomandă? Dă-i pe post, dă-i pe ProTV că vreau să fiu fericit. Adică e Revelionul, vezi că diseară la 12 sunt fericit, că vreau eu că să schimb anul. Băga mea și pula toată familia ta, fericirea vine de aici, de inimă, nu te prefaci. Băga mea și pula în toată familia ta, în toată rasa ta pe primul an! Păi dacă eu îți vorbesc frumos, de ce mă jignești? Păi nu ți-am zis, mă, domnie, doar că eu nu sunt smart. Doi, băi, Mario, băgaia și muie lui Măta, lui Tacto, lui nepoții tăi, la toată familia ta, atât cât și lui după Facebook, Instagram, ce mai e, fă? YouTube, TikTok, mai e ceva? Toate rețelele. După cum mă trătă la mulți ani. Când zbier mare talent ai mâncat, ți-aș pis, da, ta, frumoasă ești. A, cu mătru meu, Iulian, te pup viața. Păi tu dai blog la femeile care mă apreciază? Da, te pup. Dea Dumnezeu sănătate la copiii voștri, la familia voastră, la tot ce iubiți voi. Fă fatul, îmi pui și mie muzica asta, Narcis, te pup. Nu fă patați, o mănânc. Sunt și eu live, 500 de oameni. Tu chiar vrei bătaie pe live să vezi câte sticle îți dau, băgați ai pula morții și rasa ta. Tu chiar vrei să-ți dau 20 de sticle în cap să te trezești la normal? Mă jur de urți pe mine? Și de lasă? Fă, te-a rugat și eu frumos păi de 7 ori și ne simțim. Să bag pula morții la aia care ți-a spus ție asta, na. Mă jur pe mine de morți și de lasă, auzi, la ei. Ți-e rușine? Auzi, mă jur de morți și de lasă.
Mariană Ursaru, sau cum ziceți, că am uitat. Că ești prea de mult timp în Spania, uite. De ce râzi cu mine? Ce-ai făcut, ce-ai făcut? De ce râzi? De Padi, te pup viața. Dea Dumnezeu sănătate la copiii tăi și la familia ta. Stai că mai e 50 să nu mă jur cu jumate sau cu trei, cu toți. Să aleagă praful de familia mea cu banii ăștia în cap, cu mătrul meu. Toți. Pe aia de milioane, pe ăștia 40 am luat acum 1000. 1000! Că m-am înjurat. Dacă nu sunt un om care sunt dulce, te piși pe mine. Îți tolerez o dată, de două, de trei, de nouă. Dacă în momentul când s-a deslănțuit furia în mine, dacă nu mă urăști tu, care mă iubești cel mai mult, mama mea, frații mei, toată familia, sunt născut o fiară, da? Sunt născut un jec de om care am sunt crescut și creat de sistem penitenciar, ăla vechiul, care știți, știi? Nu puteai să te bată, să te taie 20 de ani și în cameră să te duci la vizită, să strigi la Gabor că ce zicea Gabor? Păi ia cuțitul, taie fiți mari doi și chidea vizita. Deci, nu puteai să te duci la poliție să-i zici. Și dacă te duci la poliție să-i zici, erai nenorocit pe toată viața. Tot mandatul tău și dacă l-aveai mare, trebuia să-l suporți, a, prăduitorule, să te arunce unul dintr-o cameră într-alta, am auzit că l-ai legat pe ăla, scuipăt și nu mai aveai voie la băiat. Bătaie, săreau pe tine toți băieții, te bătea. Și m-am dus alunime la pușcărie, alunina și alui Ion. Eram slăbuș și mic. Ce puteam să fac? A? Decât să fiu mai rău ca toți. Zi. Și cu toate astea, atenție, eu m-am menținut om. Băi, eu m-am menținut om. Mi-am menținut bunătatea mea, mila mea, aia de om. Știi? Înțelegi ce zic? Nu înțelegi ce zic. Ai văzut tu scoți ăștia care se liberează de la pușcărie, boschetari ăștia care nu au fost nimic. Ai văzut că n-au scrupule, n-au milă. Se duce pe stradă, dacă prinde o fetiță, o fute. Dacă prinde o babă, ia banii. Dacă prinde o moșie, ia banii. Eu nu sunt caracterul ăsta. Mie mi-e milă, eu nu aș face așa ceva. Și atenție, eu în pușcărie eram numit Bruta. Eram numit fiară, brută, între toți. Da? Dar brută ca să te aperi, brută ca să nu ți-a alții locul, brută ca să faci cărțile, brută ca să nu ți-a cineva scaunul. Nu? Dar m-am menținut om, e lucru mare. Care înțeles, te pup, trească copii. Am luat mila cu mine, am luat caracterul, și respectul ăla, știi ce zic? Am și eu un respect. Ai observat că sunt două brazni și în jur când mă ia unul cu vrăjeală și îmi vorbește frumos. Nu e în firea mea să-i vorbesc urât? Nu e în firea mea, nu e în gena mea. Da, Cosmine, știu, înțeleg ce spui, dar nu pot să o bat. Că îți dai seama că o băteam și pe măta și pe tatăl și pe toată familia ta. Și pe morții lui măta, nu pot să-mi bat femeia, că îi stric fața, nu de alta. Pe aia tot eu trebuie să dau o grămadă bani să o repar. Ai înțeles? C-
crede-mă că dacă mă apuc de o femeie să o bat, să se aleagă praful de fapt. Bă, Cosmine, futu-ți morții, mami, tele în gură, băga mea și pula în toată rasa ta. Tu n-auzi cu cine vorbesc, eu cu tine vorbesc. Tu îmi zici taci? Dacă mă apuc de ea, îi stric fața. Și că mai bine, Bladonski, te pui cu metre să-ți mână pulat. Trăiască copiii tăi la mulți ani. Așa că mai bine tolerezi de la mine, las o vorbă, că am băut și noi astă seară, noi suntem beți, amețiți, pula mea s-o suși cu morții mătii. Dacă înțelegi tu asta. Și unde să stau, mă, băga mea și pula în familia ta? De ce să stau cu frații mei? Am stat anul trecut. Frații mei au copii, au neveste, au familie. Am fost pe la ei. Ce vrei să fac? Să stau cu ei, să dorm în brațe cu ei? Dormea cu mine la pușcărie în brațe când eram pe izolări și chinuit și amărât? Sau că mânca grătar oi la proțap, să gândea la mine dacă am mâncat? Nu prea cred. Și-a cât taci în morții, mă, că îmi fac datoria și de frați și de prieteni și de mamă și de tot. Și cu bani și cu tot. Din contră. Nimeni nu și-o face față de mine să se aleagă praful de familie. Ah. Ferii, te iubesc cu mătru meu. Lăsați-le dreacu de cadouri, Ferii. Vorbim așa ca oameni. Înțeleg simțul ăla de băieție, că e bag mâna în buzunar, să am pe live la Costelul, stai să-i dau un cadou. Mănânc pulica voastră. Dar nu despre asta e vorba aici. Vorbeam așa, să vă zic la mulți ani la copiii voștri. Iar ăștia care vă faceți mari fericiți, nu sunteți mă fericiți, vă prefaceți să vadă lumea. Fericirea e în inima ta acolo. Și nu o programezi că e Revelion. Stai să fiu fericit de Revelion, să mă vadă fraierii și dușmanii. Băi, nini, ești live? Da, mă, ca ești cu aerul lui. Ești live? Dar știi de ce întreb? Că sunt treaz, sunt fresh. Da. Să moară familia mea, păi sunt fresh, eu te iubesc. Păi, eu credeam că te-am băgat în gazdă, tu ești live? Da, cu mătru meu, eu te iubesc, bă, la băutură, eu te iubesc oricum. Mâncați-a sloboză de pără. Ce fac? Uite aici, sunt cu nevastă mea și cu fiii mea mică, că pe alea, la alte două mari le-am trimis la nani. Să-ți dea Dumnezeu sănătate la fetiță. Eram la cununie, eram la cumetrie, la băutură, dar eram matol data trecută. Costelușul meu, vă iubim. Uite aici cu nevastă mea. Dar să mă iubești pe mine, tu nu pe altcineva. Florin Mitroi, te pup. Păi că nu, că iubesc pe tine. Iubesc pe tine. Da, și pe ce iubești tu, la mulți ani. Și anul ăsta, fii atent, ce Vladonski cu mătru meu frumos. Că uite, cu fata mea, pe fata mea mâncaia și inima ei, că e inima mea. Fata mea cea mai mică, că am trei fete. Da? Ca Zoro. Anul ăsta o să fie foarte bogat și foarte șmecher. Plan financiar vorbind. Sănătate va fi din belșug. Da. Și talentul de naștere, mâncarea și paiele lui. Să dea Dumnezeu sănătate, că banii faci tu cu mărul. Adevărat să mor? Toți facem bani. Într-un fel sau alt fel să facem bani. Orică muncim. Ești bine? Te simți bine în seara asta? Să mor eu și tu. Să moară copiii că de nu mă simt. Mă simt. Nu m-am simțit mai devreme, eram supărat, dar acum mă simt. Te rog eu mult să fii fericit și toți care sunteți sănătoși și aveți ce iubiți voi sănătos, să fiți fericiți. Eu l-am sunat pe cumătru meu când mi-a răspuns pe WhatsApp și da, acum poate din greșeală mi-a dat în... că el nu prea dă așa oameni, nici măcar mie, în gază, dar cumătru meu știe că eu și dacă sunt rău o să fiu bine și când sunt rău sunt lângă el și când sunt bine sunt mai mult lângă el. Te iubesc. În 2024, frumos la toată lumea, sunt 300 de oameni. Să rămână la tot ce iubești tu și o să ne vedem curând. Când vin acasă,
Să-mi trăiască copiii mei, fetele mele, inimile mele și nevasta mea, Alexandra mea, de 17 ani, nevasta mea de la liceu. Să-ți trăiască nepoții tăi și tot ce iubiți voi pe live. O să mă vedeți cu Costeluș. O să mă vedeți cu Costeluș în mașină de nare țiriac. Și când a zis Vlad Onschi așa, o să vă demonstrăm că nu mințim. Te iubesc. Nu sunt nepot, m-am pilit. Nu sunt beat, că eu nu beau alcool. Suntem acolo. Da, aia dă-i pe Jumecher rău, care n-are un chiriac în colecție să moară copii. Da, că vin la vară. O să mă vedeți astăzi. Am mai venit de anul ăsta, o să vară vin. Pahar să-mi bag. O să mă vedeți anul ăsta, o să mă vedeți. Te iubesc, să rămână, vă iubesc și tot ce iubiți voi, să aveți parte și numai de sănătate și bucurii. Închide-mă, dă-mă afară, Costel, te iubesc. Ne auzim pe privat, te iubesc, dă-mă afară. Pa! Să-ți spun punica de cumătru meu frumos. Băi, bulagilor, mai vorbiți prost de cumătru meu, că ăsta e numărul unu să moară copii. Care vorbiți prost, să moară cea mai scundă. Dacă vă bat pe bune de vă pișați pe voi parte în parte, dar nu mai contează. Hai, te iubesc, Costelușule, okay, cheamă în RXF, găsește mă în RXF, nu contează kilogramele, că buturuga mică răsturnă carul mare întotdeauna și eu sunt buturuga cea mai mică, dar răsturna cele mai mari care. Te iubesc, cumătru meu, fete. Te iubesc, pa. Seară bună. Mă culica, cheful meu duci. Te iubesc. Da, îl cunosc personal. De ce? De ce, șeful meu? De ce, șeful meu? De ce regele meu m-a întrebat dacă îl cunosc personal să dea Dumnezeu sănătate la copiii tăi de noi, spune? Ca fapt divers? Păi tu n-ai văzut că de frou aproape un an și ceva, e fratele meu, suntem ca frații, ai rețit vreodată Vladoschi de lângă mine? Păi în gură de bulangii perversi și invidioși și dușmănoși, trebuie să vă găsiți voi unul care vorbiți ceva? Tu vă morți în anii voastre. Dacă aveam eu toți prietenii ca Vladonski, să moară mama mea și nepotul meu, dacă nu eram șmecher și șeful platformei pe numărul 1. Johnny, te pup, Diador, te pup cu mătrul meu. Da, să zice, pe două soldat, nu? Ha? La și când am oficial să uce la lume în privat și să roagă de ei, haide la Costeluș, unde mai dă și el cât un cadou de o, te rog eu cu tare. Păi voi, bulangiilor, distingeți voi un om care e drept de unul pervers? Mă, nici asta nu știți să faceți. Știți dacă să înjurați, hate, băgame, aș luați, și ce-ai făcut, ce-ai tras, te-ai dat așa, ai băgat nasul în zăpadă, ai tras, bulangiule, lachie, ți-ai dracu de sclavi. Nu, Adrianul meu, de ce zici așa, poate ești la pulă, că mereu te-am salutat, mereu te-am respectat. Constantine, la mulți ani să trăiască copiii tăi și familia ta. Bă, de ce faci, mă, cu metri la mulți ani? Să rămână să trăiască copii. Uite, ți-am acceptat că știam ce-mi zici. Păi mă, să moară familia mea, dar nu trebuie să-mi accept și mie odată și odată, să vezi tu cine sunt. Știam cine ești cu mătrul meu, cu copii. Așa crezi tu, că nu m-am uitat nici mie? Da, da, eu să e moară, într-un an odată, Costeluș, într-un an odată, eu indiferent, fiecare are greșelile lui pe lumea asta, dar eu te apreciez. Știu mâncația și pulica ta, Mario. Și să moară familia mea, că tu ai talent. Ești talent înnăscut. Cineva care nu are talent în naștere nu va fi șmecher și nici firmă pe TikTok niciodată. Aia ți-a auzit, da? Ca să știi. Să moară bă, eu să moară familia mea, dar nu sunt doxă, de carte, de facultate. Dar eu spun așa, dacă nu ești talent născut de la măicuța ta să fii talent, n-ai cum. Dacă Costeluș să moară familia mea, vei... Degeaba te prefaci că n-ai al meu să moară fiica, dacă te se nimic. Dar el...
Dar el, Costeluș, și când face, și când se ceartă, și când înjură pe Cosmin Tobă, pe roșcatul ăla, are talent vere, că de-aia vă uitați voi la el. Vreți să vă mint? El nu vă spune, dar eu sunt cronica cârcotașilor, eu vă spun adevărul direct. Să moară familia. Pentru că de ce? Eu am urmărit TikTok-ul ăsta și îl iubesc TikTok-ul. Cum iubește și Costeluș. Să moară familia mea, dacă nu mă jur eu pentru Costeluș de la Clejan, că el iubește TikTok-ul mai mult ca orice. Să aleagă praful de familia mea și când nu vreau să fac bani sau că nu vreau sau că vreau, dar nu sunt dependent. Dacă mă interesează dacă ceva mai Păi da, banii oricum păi vin după aia de la sine. Multe ori să-mi dea 1000 de euro privat să nu-mi dea 2 lei. I-am zis nu vreau 2 lei. Hai, îți imaginești tu asta să trăiască. Bă, mâncați aș pula ta de euro și pierd 400 că tu nu dai în privat. Adică pierd 400. Bă, dar mâncați aș pula ta și ce mi-a plăcut mie la tine? Că tu când te joci cu ăia nu te gândești la bani. Tu când te joci cu ăia nu te gândești la bani, cum face sclavul ăla de Alin, de face și vorbește prost ca să facă bani cu tine, dar Dumnezeu i-a făcut o să nu mai stea pe TikTok. Ferească Dumnezeu cu Mario. Păi de ce? Păi dacă e pulangiu, de ce vorbește prost tot timpul? Și de ce? I-ai zis și tu odată o fază cu sunt și eu bucuros, mâncați aș pula ta de nevastă mea și el a spus cu cine? Băga-mea și să nu mai înjur vere că e odată într-un an odată român de la tismânar prost. Ați auzit? Știi că ne-am zis eu că... Metre, nu știu dacă cunoști tu la... Nu știu dacă cunoști tu la Slatina, eu sunt de la Slatina. Să-ți mănânc pulica ta, mai. Erai pe live și tu, nu? Da, măi, omul era nesimțit, Alin, da? Na, el face astea... Păi cum ce dacă, face? Eu dacă nu fac live, eu sunt activ 24 din 24 și văd tot ca și... Dacă nu vezi. Din creier, din șmecherie. Păi, cum să nu văd, bă, dă, să nu vorbesc prost? De ce vorbești, mă, trăiască-ți familia ta pentru niște puncte să o dai așa, da, Dumnezeu, dar mâncă-i așa cu la lui. Dar unde e? Folosea de nervii mei și de hazul meu, vezi, Doamne, să-i facă pe ea, să-l dă, ca el să-mi dea foc mie. Păi, mă, Aline, tu de ce n-ai, mă, talent și haz? Îi faci tu pe ea să râdă, pără ca să-mi dai, să te iei de mine sau să mă jignești pe mine. Tele? Bă, nenicule, mâncați-a și pula ta, spune o șmecherie. Bă, și cine e numărul 1 și cine va fi pe TikTok număr? Să moară familia mea, Fane Vancică, când iese de la Prânai. Da, dacă mai... Să... Da? Eu am văzut că tu-l iubești, că și te juri și mai alea așa. Se va libera Fane, o să-ți aleagă praful de audiența mea. La toți! Ciao. Bă, mâncați-a și pula ta, omul ăla e nebun. Bă, dar ce talent are pe el să moară familia mea, cum ai și tu la fel? Doar că el are o stea peste noi, să știi și tu de la mine. Da, bă, da, țiganul e lipicos și la public și la... E finețe. Bă, așa șucărime de băiat, șucărime de țigan. Da. Dă-i ce zarul. Păi n-ai văzut că româncele alea să moară familia mea de n-avea românce de alea directoare la magazin dacă nu-i dădea câte 100 de milioane pe zi? Da, mă, da, îi dona fel și fel de femei. Ești nebun. Bă, toate femeile lui Dona, numai femei să mor în pușcării, bă, mă jur, bă, ai vrea odată într-un an, odată. Nu vreau să-i dau eu, că știe lumea sau e prietenul tău, că am văzut că e fratele tău, că altfel, dacă eu nu simțeam că tu îl iubești, nu spuneam. Da, este frate. Bă, coaie, ce să zic, mă, te las că nu fac cum. M-am certat cu el pe live-urile astea, n-am ținut dușmănie și n-am... Na, dar nici el, mă, să mor în pușcărie, dar nu te iubește. Și pe tine că mă jur. Mare copilul, Cristian. Dacă nu așa că eu îl urmăream tot timpul și pui tot spunea: "Lasă-mă, Costeluș, e fratele meu, băi, e inima mea, e să moară familia mea mereu dacă nu spune." Zicea și el de ochii lumii că mă mai luam eu de el, dar nu zicea de rău. Ei, eu știu cum sunt ăștia mai așa hap eu, că știi că nu prea de importanță când are ei bani. Ei doare dacă la invers dacă ai tu sau n-ai. Dar ei te iubește așa, mărât cum ești, ca și pe mine, cum era unchii mei sau verii mei, știi? Ei era miliardari și eu n-aveam niciun bani și mă... Adică tot așa, știi ce zic? Asta e. Hai, mă, să mai dăm un meci, mâncați-a și plata, să mai vorbim și după aia ieșim. Hai, mă, îl știi pe Toni ăla, Rudaru? Pe Toni?
Pe fratele lui Caliu ăla, pe ăla mare, înalt, de 2 metri. Da, mă, da, pe Caliu, tu știi pe Caliu? Mă, frate, s-o e tovarășul meu. A fost cu mine pe eu am înțeles, ăștia e brigada veche. Pentru mine, nu știu, poate să fie cu tata, de-o seamă, cu tata meu, cu Remus. Dacă, dar cu mine nu. Nu mai, n-am mai de dumandalen de hapiu, n-am mai de dumandalen de că saca de asima conflictul lența, hai nici am apte de abdomandalen, că n-aș un am lengua, n-am căsit, că aștia le-a culat de la pătane, este nici am apte așa am dar. Ne, 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 n-ai caz. Hai băi, cum îl cheamă pe la Grasul care avea cluburi în Slatin acolo? Cum îl cheamă? Aveai cluburi cu 15 ani, vedeam cu Mirce acolo, da. Pe chinezul. Mă vere, Grasul îi zicea lui. Dar am uitat cum îl cheamă, că e 15 ani de atunci. Nu știu, nu știu, fratele meu. Era prieten cu Vișeană la care are bani mulți. A, Leo, Leo. Mă rog, da. Leo avea de la Craiova. Așa Leo chema? De la Craiova ăla. Aha. Uh-huh. Care era prieten cu Vișean, cu românul ăsta, Vișean. Vișean, cu doar vinul lui Beinur, da. Da, mă, da. Băi, eu știu pe ăștia toți, dar nu, eu nu-i cunosc valoarea lor, pentru că eu nu m-am născut în epoca lor și eu la creierul meu vorbesc curând de ei, nu mai zic. Arăsul, căpilean, n-am mai, că n-ai băieți bun. Te mere mără pral, că ți lezi pe inda băr și te dau ei că andaleste, te ci putrap se andaleste. Păi tu ce zice să arzemei. Se pure, da, dar sunt mișto, prala, n-ai vorba de mare mult, e vorba de... Caracter, da, frate, oamenii au fost șmecheri la Slatina, și Vișa și Leu și ăștia. Toți au fost șmecheri, dar eu nu-i cunosc. Poate să cunoaște cu tata și cu unchii mei cu ăștia de-ai, cu Remus, cu Sever, cu Mureș. Dacă îl doare în pulă de Vișa, cine pula mea e Vișa? Mă faci să vorbesc. Mă piși pe Vișa. Un bătrân, un fraier, un titros. Mă piși pe el. Nu știu, frate, nu-i dau eu notă la om sau cum e sau că nu știu ce, dar eu spun pe față, pe familia mea, nu mă interesează cine e. Mă cățesc, pula Mario! Au! Păi da, adevărat. I-am cerut și eu 100 de euro la pușcărie și am mers și am făcut bătăi pentru el, pe afară. Când era el bani mulți cu Mircea, acolo, am făcut bătăi și am cerut și 100 de euro și să moară nepotul meu de mai răspundea la telefon. Păi să moară de familia mea dacă nu e așa, am făcut și cu unchii mei și le-a dat cârnați la plasă să, și pâine și cârnați. După intervenții, dar alea grele. După intervenții. Bravo, cum ați primit mari, bravo, bravo. Auziți, să mă arăt familia mea. Mario, ca să te întudem. Eu sunt neam cu Gianni Versace. Aha. Da, da, da. Și cu Sorin Magnat. Da, da, da. E da, un kiwi. Da, știu de cine ești. Da, știu Cătălinul meu frumos, da. Da, astea e, are dreptate, Mario. Prea multe grade le-am dat și eu pe TikTok la unii și să moară băiatul lui Cristi Dăcec, așa e respectul bă, de băiat. Bă, mâncați bă, și curata cu ăștia și... Și după aia tu, când intri, tu când intri cu ăștia noi, stai să spun eu, tu când intri cu Adrian Corduneanu, pe tu ești vedetă pentru el. Să moară familia. Te iubesc cu mătru meu, cu poate aș la pula. Tu când intri cu mandatul ăla sau cu cineva pe ea, nu, bă, bă, Costeluș e primul, bă, ești nebunule pe TikTok, tu te-ai nebunul, nu că-i dai o valoare. Dar el a fost mereu la top 20-30 acolo, că eu urmăresc, că eu vreau să ajung în top. Îl ține pe Mario, vă pup cu drag, n-am zis eu, a zis cum mă trebuie, Mario. Păi dacă se vede pe cifre, băi, cu metre, tot timpul tu ai fost și când ai fost în top și când ai intrat imediat, ai intrat pe 30-35. Cătălinu, adevărat zice Mario, Cătălinu, adevărat zice, păi adevărat zice să moară copilul Cristi. Ce păi zice, așa e, a intrat și Baron Montana, mă, fratele meu, e aici cu mine, Baron Montana. Baron Montana e cura lui nepotul meu care prinde bășin la secundă în gură. Să moară frații tăi, dar nu mi-ai dat și mie un cadou mare, Baron. De mă, Baron. Nepotul meu, Baron, care mă iubește. Anul ăsta, de nu mi-ai dat și mie un cadou mare.
Mâncați-aia pula în gură, nepoate, baro. Mâncați-aia și pula, glumesc cu tine, eu te iubesc, să moară copiii. Să nu te supe. O unchiu tău. Bă, dacă te întâlnești cu el, e băiat de caracter. A fost aici pe zonă cu mine și pe germă. Nu, Cristi, de un respect și de nu ține la mine mult țigarul ăla. Păi nu simte inima mea cine ține la mine. Și eu la el. Separat, ca să aud acum. Frate, îți spun sincer, Costelușe, că și eu am văzut că ai tu pe un pulă de când te-ai luat de salam și ai, nu te-ai interesat de nimeni. Ai înțeles? Dacă era să te intereseze de cineva, să moară familia mea. Băi, e salam, intervine cu Tărescu, pare, dar tu i-ai luat direct. Ca și cum și eu ți-am zis, bă, pe dreptatea mea să mor în pușcărie dacă poate să vorbească nimeni. Pe dreptatea mea personală, dacă are voie nimeni să vorbească cu oricine ai fi pe lumea asta. Cu narcis, te iubesc cum mă trebuie ocupat. Normal și normal, frate, eu am văzut și live-ul ăla, să uite toată lumea, nu să nu fie, dar tot, păi, Costeluș l-a instigat lumea atunci și cu, să nu mai dau nume să, ca să nu intrăm în subiecte. Tot pe el îl instigă lumea, că pe el îl instigă, că știe că se enervează repede. Da. Să moară familia mea, eu vorbesc deștept pentru că eu am facultatea de psihologie și puteți să vedeți, eu cunosc omul după față, deci știu și când ce trebuie să spună. Și eu am văzut, omul ăsta nu te deranjează niciodată dacă nu iei tu direct atitudine de aia. Cu meu salam, ai văzut câte șmecheri că el a observat asta și cum a zis, cu ce da, scuze la da, și el în direct la televizor, și el în direct la televizor a zis, bă, mâncaia și pula lui, lui Costeluș, că mă văd cu el și sigur o să beau un pahar cu el, că mă înțelege și el și eu pe el și el pe mine. Să moară familia mea, că ai făcut și TikTok, dacă n-a dat-o și el acolo, prea frumos. Prea bine. N-ai avea ce să-i mai spui, că a zis, bă, să da mără ce avea hapiu, carmesos să de gheravime, se mime vedeta la România, că vorbim să la nacat. Nu își apără copilul lui mâncare. Da, mă, mâncase. Era corect, era corect, dar și tu mi-a plăcut, mă, băi, e om, băi, când e calitate. Dar asta eu ți-am spus mai devreme, Costelușe, nu că să mă arăva. Mă, dacă te naști talent de la măicuța ta, să nu mai spun, ești talent. Băi, eu am fost de mic copil să mor în pușcărie, numai loc unul la școală și eu oriunde apar eu e talent, cum e și omul ăsta, că apare între mici, a treia, tot el e talent. Păi de ce? Dacă tu așa te naști, figura ta să fie talent. Dacă o spune, poate adevăr. Și de nu vă place la unii, vă pup la pulă, tăceți din gură. Vladonski, te pup. Moare copilul Cristi, dar... Bă, Costelușe, pe ăștia nu înțelege ce înseamnă să te naști cu mir în frunte, să te naști talent de la Dumnezeu. Da. Nu știe multă așa lume. Vladonski, te iubesc. Nu înțelege. Să moară familia mea, nu înțelege. Vladonski, te omor. Cristi, Cătălin, bravo, Vladovski. Bă, mâncați-a și pula ta. Și de ce am fost puțin amăgit în seara asta? Am alergat și eu după frații mei să fac la 12 cu ei, știi? Claus, Coco, Narcis, te iubesc cum am primit. Bă, 20, băgați-mă și pe mine. Mâncați-a și pula să fiu mâine. Bă, cum e, nu te mai auzi să moară, Cristi? Ia vezi, acum te aud. Mă auzi acum? Acum da. Nu se mai auzi, am ce te făcut. Nu-i problemă, lasă că... Eu cred că am avut semnal toată viața mea să mor împreună. Te-am dat de rușine ca să știi, să moară Cristi al meu și nepotul meu, că e prietenul meu. Dacă vreau să joc în seara asta, poate să le mulțumesc la oameni și să-i pup la... Ca, vreau să-mi dea un cadou, e simțul lor și... Păi mâncați aș pula ta, tu m-ai văzut pe mine să zic tap, tap sau ceva, eu mă bucur că am jucat. Bă, eu vreau să te bat pe tine, să mor în pușcărie nici, dacă mi-e gând. Știu, moară Cristi al meu, te pup la pula. Radule Stan, băieți, ca oricare dintre voi care sunteți prietenii mei, Mariu e prietenul meu, a fost mereu lângă mine, m-a susținut și eu respect. Iar trebuie